Trecută, în lecțiile trecute, mai bine spus, am observat cum putem folosi semnul plus ca să concatenăm stringurile sau ca un operator matematic când adăugăm, de exemplu, două integeruri și două flow, avem, de exemplu, 2 plus 2 sau 2.0 plus 2.1, ceva genul, uh, trebuie să prindem mai întâi, ceva genul ar trebui să ne dea 4.1. Da, și în caz că facem cu integer, ar trebui să ne dea doar un 4. Așa că în lecția dată vom învăța mai mult despre operatorii matematici, vom lua plusul ca operator matematic și nu ca operator de concatenare. Avem mai întâi adunarea pe care o putem face cu plus, lecție de clasă 3 -a. după aia avem scăderea pe care o putem face cu minus, emulțirea pe care o facem nu ne folosim de X sau ceva de genul, însă emulțirea în Python se face cu o steluță de aia, cu un asterix, și după mulțire avem împărțire care de asemenea nu se face așa, ci se face așa, cu o bară oblică. Acum, un lucru interesant, aici totul este ok, un lucru interesant la împărțire, dacă vom printa de aici rezultatul nostru, hop, 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 dacă vom printa, Veți observa un lucru interesant, este 1.0. De ce? Din cazul faptului că în Python împărțirea așa funcționează, ne transformă, nu contează că se împarte exact, curat, 2 la 2 și este 1. Oricum, ne-l va da ca float. Știu că puteți să faci ceva de genul cu două bare. Dacă punem cu două bare, îți dădea doar partea întreagă. Adică dacă vom lua 3 din împărțit 2, ne va da oricum 1, deoarece ne dă doar partea întreagă, după cum puteți observa. Dar dacă luăm 1, ne va da 1 și 5. Da, ne-a dat 1.5. Din cauza faptului că acele două bare iau doar partea întreagă, pe când acea bară face o simplă împărțire și ne-l nu contează dacă împărțim un integer la un integer, ne-l dă înapoi rezultatul în, în, în float. Să punem aici, să ne aducem aminte de acest lucru. După aia, avem uh, ridicarea la putere. Ridicarea la putere, zis să zic. Cum notăm noi ridicarea la putere în Python? Ridicarea la putere în Python o notăm astfel. Avem întâi baza prima după aia două asterixuri. Și avem exponentul nostru, cred că așa se numește. Acum avem, să vă citesc ce avem aici, 2 la puterea 3, punem 2 la puterea 6, 2 la puterea 1, 2 la puterea a doua, și așa mai departe. Să vedem dacă merge totuși 2 la puterea 3, știm că este 8, așa că dacă printăm aici un 2 la puterea 3, hop, avem 8. Uh, în Python, pe lângă aceste lucruri, există o anumită ordine, ca și în matematică simplă, doar să punem în termen pythonist, zic și eu. Uh, avem o anumită ordine cum se execută totul, mai întâi avem parantezele noastră, să-i pun că comentarii, după, după avem ridicarea la putere, după ridicare la putere avem înmulțirea împărțirea, de la dreapta la stânga și după aia avem adunarea și scăderea. Adică dacă vom avea un exercițiu de genul, să încerc să dau un plin, 3, de cu 3, plus 3, de la 3, minus 3. Uh, să, dacă nu puteți să faceți în gând, luați o foaie și încercați să calculați ce se va da acolo și vedeți dacă Python îl face la fel. Deoarece dacă acum voi da un run, putem vedea, așa, este 7.0. Luăm uh, pe rând. 3 de cu 3 va fi 9, 3 de la 3 va fi uh, 1, 1.0 mai bine spus, 9.1.0 este 10.0, minus 3 este 7.0. Acum însă dacă voi adăuga aici parantezele, rezultatul se va schimba, după cum am spus, puțin matematică elementară, dar simțeam nevoie să vă spun și eu asta. Uitați cum se va schimba, vom avea 3.0 din ce cauză. Vom avea mai întâi aici a, 3 plus 3, care va fi 6, 18, timpul la 3 pe fi 6, minus 3 este 3.0, să nu uităm că avem acolo o și din cauza dată ne, a, ne, se întâmplă așa ceva, dar dacă vom pune două ori trebuie să scăpăm aici de virgulă, după cum am spus. Și avem doar 3, ci nu 3.0. Să fiți atenți că nu toate cazurile merge, doar dacă împărțirea este curată, după cum am spus, dacă o fi o virgulă, este o mare șansă, o șansă de 100% chiar spune, să pierdem noi acea virgulă din cauza faptului că luăm doar partea întreagă. Repet încă o dată, două bare înseamnă că nu e doar partea întreagă de de la cea împărțirea noastră, dar doar una, doar o bară, ne de doar împărțire. Dacă, dacă aveți probleme să vizualizați cum se face acest lucru în Python, puteți să vă duceți să vă accesați toniul, dacă mă țineți minte, l-am mai folosit, sau nu știu dacă l-au folosit alți profesori cu voi în primele sesiuni, însă eu pe, pe, pe viitor l-am mai folosit cu voi. să vă Tonyul, dacă nu, și Tony să-l scriu aici în comentariu. Tony, și acolo Antoni putem vizualiza pas cu pas cum se produce această emulsire, îmbărțire, adunare, scădere și așa mai departe. Putem să dăm un debug și să dăm pas cu pas să vizualizăm cum se produce totul în Python. Este ca în... scuzați, am pornit acel file. Ca în reală, spun că matematică elementară se fac uh, îmbărțirile, adunările și așa mai departe, în ordine pe care o știți. Dacă știți, americanii aveau ceva de genul, uh, se numea PEMDAS. Mai întâi veneau uh, Paranteze, după aia vine uh, exponent, uh, multiplication, uh, dividing, adding și substitu substitution. Ok, uh, așa, așa este, așa merge în um, matematică, să spun așa, în Americani și în vaz pe copii, este pendas, dar în Python și în matematică, pe care o știu eu, merge altcumva merge hop și așa. Uh, încă o, dată, încă o dată, hop și așa. Adică dacă ar fi să le notăm după un top, ăsta ar fi 1, după asta, asta ar, fi 2, uh, 3 și la urmă adunare și uh, scădere. scăderea. Uh, Cam așa funcționează totul în Python. Sper că ați înțeles, cred că deja știați ceea ce vă spun. În cazul faptului că vom folosi foarte mult, după cum știți, informatica se bazează pe matematică, codingul se bazează pe matematică, așa că ar fi bine să, să memorați, dacă nu știți deja cum să faceți aceste lucruri, și să memorați această ordine în Python, ca să fie mai ușor să se vizualizați cum se vor produce anumite operațiuni logice pe viitor. Ok, acum că am spus aceste lucruri, vă aștept la lecția următoare.